Bună, dragi vărsători! Bine ați venit! Fac și pentru voi citirea pentru săptămâna 23-28 aprilie. Citire care se potrivește atât pentru cei care sunteți în vărsător, dar și cei care aveți ascendentul în vărsător. Nu uitați că avem de-a face cu o citire generală, iar eu vă recomand să luați strict acele energii sau mesaje care vin către voi, să le folosiți ca atare, iar dacă aveți completări sau nu vă regăsiți în acest mesaj de bază, intrați la ascendent, mai ales dacă aveți peste 30 de ani, că după 30 de ani ascendentul își face apariția în felul în care noi acționăm, bineînțeles. Am deja citirea lunară publicată pentru voi. Dacă încă n-ați văzut-o, suntem abia la jumătatea lunii aprilie, eu vă recomand să o vedeți pentru a vă da o mai multă claritate sau a vedea cum se sfârșește această lună pentru mulți dintre voi. O să o vedeți aici undeva publicată sau la sfârșit de etalare când apare pe ecranul de final. Ia să vedem, dragii mei, ce vă aduce săptămâna aceasta și ce înger și ce mesaj are pentru voi. Și a și ieșit, ia să vedem, nerăbdător chiar, avem o pal. Copiii dumneavoastră, dragii mei, care sunt, bineînțeles, alături de voi, sau dacă ați pierdut vreodată un copil, Doamne ferește, este un mesaj, sunt bine îngrijiți de către Dumnezeu și de către îngeri. Sunt niște situații în ceea ce privește copiii dumneavoastră, dragi vărsători. Este o situație în care voi nu știți cum să-i ajutați, simțiți că ceva nu este în regulă cu ei, simțiți că poate au anumite probleme și nu vi le comunică, simțiți că lucrurile nu merg într-o direcție bună pentru ei. Să știți că sunt protejați, să știți că Dumnezeu ascultă de oameni cu sufletul curat, cum sunteți voi, și nu vă mai faceți griji pentru că Dumnezeu și îngerii au grijă de ei. Vor trece cu bine prin ceea ce trec, fie că știți acest lucru sau nu știți, dragii mei, nu vă mai îngrijorați și vedeți-vă de sănătatea și de viața dumneavoastră. Cei care, printr-o nefericire, ați pierdut un copil și vă gândiți încă acolo sau nu s-a materializat visul acesta de a fi părinții sau, nu știu, s-a întâmplat ceva, e bine să vă gândiți că e timpul să mergeți mai departe, e timpul să înțelegeți că sunt alături de Dumnezeu, că sunt bine îngrijiți și că de acolo de undeva au grijă de voi și înțeleg că voi ați făcut tot posibilul să fie bine pentru ei. Este un mesaj un pic spiritual, dar eu sunt nevoită să-l transmit, iar cei care vă regăsiți în această situație îmi pare rău de situația respectivă, dar să știți că dincolo de viața asta există și Dumnezeu, da? Ia să vedem, îngerii romantici, ce mesaj au pentru cei din zodia vărsător 23-28 aprilie. Trebuie să vă exprimați iubirea. Trebuie să fiți sinceri în ceea ce privește viața sentimentală. Trebuie să mergeți înainte cu tot felul de gesturi romantice sau cu apropiere de cineva. Este o săptămână frumoasă, dragi vărsători, dar ține oarecum și de implicarea voastră. Nu mai fiți așa încăpățânați, nu mai fiți așa reci cum sunteți de obicei. Îngerii romantici vă îndeamnă să fiți mai implicați, să vă arătați acele sentimente pe care voi le aveți și să vă regăsiți, să vă reconectați unul cu celălalt. Dacă sunteți îndrăgostiți de cineva și n-ați avut încă curajul să faceți pasul respectiv, dacă vreți să reparați ceva sau dacă vreți să faceți gesturi romantice pentru persoana iubită, sunteți foarte bine aspectați în această săptămână și o să vă aducă și vouă un pic de fericire sau o reapropiere și o să vă simțiți cu fluturași în stomac mulți dintre voi. Toate relațiile care încep în această săptămână sunt bine aspectate pentru că avem de face cu o iubire sinceră, da? Așa că fiți atenți la ce se întâmplă și ce apare și acționați, dragii mei vărsători. Ține și de voi, bineînțeles. Poate fi un mesaj și pentru membrii familiei, dacă aveți probleme acolo cu s-a întâmplat o răcire acolo, dacă sunteți sinceri, dacă sunteți deschiși și comunicați mai bine, exprimați ceea ce voi simțiți, o să vă bucurați de o să vedeți că sunteți apreciat, iubiți și că puteți baza în continuare pe cei din viața voastră, dragii mei.
Ia să vedem oracolul, Doamne, tarotul ce spune pentru această săptămână, 23-28 aprilie, pentru vărsător. Urmează mă pregătesc și pentru etalările pentru mai, dar săptămâna viitoare voi începe și aceste etalări lunare. Ia să vedem ce avem. Magicianul. Magicianul spune mie că voi sunteți puternici, că voi aveți în sfârșit o săptămână destul de interesantă. Știți cum să sau ce vă trebuie pentru a vă atinge obiectivele. Sunteți puternici, sunteți încrezători, sunteți susținuți și mergeți mai departe către țelurile voastre. Nu vă interesează de nimic decât să faceți ceea ce trebuie făcut spre binele vostru, da? Sunteți într-o perioadă în care luptați pentru voi, dragi vărsători, și s-ar putea să lăsați în urmă anumite lucruri sau anumite situații care nu vă favorizează, pentru că magicianul vorbește și de manipulare, o să mai extrag câteva cărți, vorbește și de... Vorbește și de minciună, da? Cineva tot a încercat să vă manipuleze, cineva tot a încercat să se joace cu sentimentele voastre și terminați aceste manipulări în această săptămână. Terminați cu jocurile care erau făcute. Terminați cu a mai lăsa pe cineva din viața voastră să ia decizii în locul vostru și sunteți propriul dumneavoastră împărat. Pentru că avem împăratul, avem 9 de cupe și 7 de monede. Ceea ce spune mie că sunteți fericiți. Ceea ce spune mie că sunteți varianta cea mai bună a voastră. Faceți săptămâna asta ce trebuie pentru voi, în primul rând, și pentru persoana pe care voi o iubiți, da? Sau persoane dragi din viața voastră. Se întâmplă ceva miraculos acolo, se întâmplă ceva neașteptat, da? O reconectare, v-am zis, foarte frumoasă și vi se umple cupele de fericire. Dar știți că trebuie să mai aveți un pic de răbdare. Este vorba și cartea răbdării. Și a perseverenței și a lucrurilor bine făcute. Aveți mai vești frumoase, aveți numai realizări bune. Este o săptămână foarte bună pentru că voi ați hotărât să faceți ce trebuie să faceți. A fost săptămâna trecută, ați fost oarecum într-o dilemă, a ce e bine să faceți sau ce nu. Ați decis, ați ales și acum vă bucurați de ceea ce voi construiți etapă cu etapă. Aveți a face cu un suflet sincer? Un suflet care vă iubește cu adevărat dacă vorbim de partea sentimentală, iar bucuriile, realizările pe care voi le aveți împreună, mai ales voi pe partea asta profesională, mai ales o etapă în care ați trecut prin niște lucruri schimbătoare acolo, vă reconectează și aveți timp, dragii mei, și de persoana iubită mai mult în această săptămână. Vă dedicați ei, dedicați în lucruri frumoase, exprimați ceea ce voi simțiți și veți face niște gesturi destul de romantice, da? Lucruri pe care poate le-ați mai făcut de mult. Poate invitați în oraș, poate faceți niște cadouri, poate vă dați seama că ați neglijat un pic și aspectul ăsta sentimental din viața voastră și că este timpul să vă uitați și în direcția aceea. Cei care sunteți singuri, știți ce vreți. Nu o să mai lăsați pe nimeni să vă mai manipuleze de acum înainte. Ați avut o perioadă în care ați analizat lucrurile din viața voastră și e timpul să acționați, dar cu răbdare. Vă place cineva, vă interesează de cineva, este cineva cu care voi ați vrea să fiți, dar o să luați etapă cu etapă. Cred că o să înceapă perioada de negociere, ca să zic așa, de tatonare, de inițiere pentru unii dintre voi. Începe să spuneți ce simțiți, pentru că sunteți pregătiți, doriți această relație și știți, sunteți încrezători, aveți tot ce vă trebuie, că dacă aveți răbdare, dacă construiți etapă cu etapă, dacă nu vă grăbiți și nu mai faceți aceleași greșeli pe care le-ați făcut în trecut, această relație va ajunge cu siguranță unde trebuie. Și vă zic eu că este ce trebuie, dragii mei, de data aceasta și că cu cât sunteți mai atenți, mai implicați, mai perseverenți, cu atâta o să vi se umple și mai mult sufletul de fericire. Și dacă o inițiați săptămâna asta sau deci săptămâna trecută sau viitoare, este ce trebuie pentru voi pe viitor, dragi vărsători. Profesional, stați bine. Aveți foarte multe reușite aici, aveți foarte multe bucurii din punctul ăsta de vedere. Aveți vin și bani? Sau cel puțin începe să negociați o sumă mai importantă pentru voi, chiar dacă nu încasați săptămâna asta,
Și trebuie un pic de muncă, pentru că mai este până să obțineți acele rezultate mari pe care voi le vreți, dar sunteți unde trebuie. Sunteți bucuroși că în sfârșit faceți ce vă trebuie, sunteți bucuroși, fericiți că aveți cupele pline, pentru că a fost o perioadă pentru unii care profesional lucrurile stagnau sau nu mișcau cum trebuie. Sunteți susținut o persoană puternică, cineva este în spatele vostru, cineva vă vede calitățile, cineva vă va ajuta în direcția aceasta să deveniți proprii dumneavoastră stăpâni, da? Unii poate o luați pe cont propriu. Este un mesaj foarte puternic pentru ceva nou, pentru că avem magicianul aici. Ceva ce voi v-ați gândit, ceva ce nu e ceva nou, da? Este în capul vostru ceva timp și abia poate săptămâna asta puneți bazele la acest ceva. Va produce ceea ce vreți voi. Recolta este acolo. O să diți săptămânile astea, luna asta, poate că pentru unii dintre voi, această nouă activitate care ați început-o și o să vedeți că o să umpleți toate cuprele. Dar un pic de răbdare, un pic de muncă și de perseverență nu strică, dragii mei. O atenționare am pentru voi, dar cu siguranță voi știți deja acest lucru, să nu vă mai lăsați manipulați de oamenii din jurul vostru, da? Să faceți ce trebuie în primul rând pentru voi, făcând ce trebuie pentru voi, o să vedeți că cine vă iubește sincer rămâne lângă voi, cine ține cu adevărat la voi, vă apreciază așa cum sunteți voi ca și persoane și văd că aveți de unde, da? Depășiți o perioadă de grele încercări, mai se partea asta sufletească și vă bucurați de o săptămână frumoasă, împlinită, plină de iubire, plină de realizări, plină de liniște și echilibru, cum n-ați mai avut de mult, dragii mei, din zodia vărsător. Wow, ce frumos! Mă opresc aici, acesta este mesajul pentru voi, este o săptămână foarte bună. Mă bucur pentru voi, dragi vărsători, eu am pe cineva drag în această zodie și a avut ceva probleme, ca să zic așa, tumultoase în sufletul lui, dar probabil se vor rezolva cu siguranță. Până data viitoare vă recomand să vedeți etalarea mea lunară, dacă încă nu ați văzut-o, nu uitați să-mi comentați dacă vă regăsiți în ceea ce zic eu sau dacă vă place ceea ce fac eu, dacă vă plac aceste citiri săptămânale sau nu. Distribuiți apreciați ca să crească vizibilitatea videoclipului. Abonați-vă dacă încă nu faceți parte din această comunitate mică, dar plină de oameni puternici. Iar dacă doriți un semn de super de mulțumire și credeți că merit sau vă dau o veste bună și simțiți că trebuie să dați un cadou pentru această veste, donați prin butonul de super mulțumiri o anumită sumă de bani pentru a aprecia și financiar dezvoltarea canalului meu, dragii mei. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pupici!